În perioada asta de sărbători avem un obicei de a ne face cadouri fiecare, fiecărui. Am fost atenți în ultimele luni la cine am dorit fiecare să primim și azi a venit ziua aceea. E o zi de bucurie, toată ziua vom sta în pijamale, stăm acasă, gătim, ne jucăm și râd. Am iubit de mult, da! Salutare și bine v-am găsit la un nou vlog! Noi acum suntem acasă și este Crăciun și mă bucur foarte mult. Sunt curios și foarte fericit. Deci acum noi o să ne jucăm Catan și o să mă învețe tata și mama. Ce? Dacă am fi numit videoul ăsta astăzi părinții fac tot ce își doresc copiii, s-ar fi potrivit foarte bine. Fetele au vrut să facem un Catan și așa că ne-am băgat în negocieri și câteva porții sănătoase de râs. Deci o să fac o șmecherie și voi ar trebuie să vă uitați. Ronaldo sau Messi? Să scrieți în comentarii. Ce ne-ai pregătit în program? O să facem niște cookies așa mai Christmassy, pentru că așa o rețetă mai de copii, you know? Ca să se distreze și copiii, avem aceste ornamente. Da. Și facem together? Chiar asta le-am găsit, da, nu. Facem da, împreună? Facem împreună. De obicei nu-mi place să gătesc cu oameni, că mă încurcă, dar facem împreună. Scarlet, ce faci? Facem treasure hunt? Da. Te-ai gândit? Da. Ultimul indiciu. Unde ne dăm peste cap? Cadoul lui Amza va fi așa, punctul culminant, și el trebuie să muncească un pic și să se gândească și să meargă după diferite indicii. Da. Pentru a afla unde se află cadoul pe care cred că nu bănuiește, sper. Nu, da, nu bănuiește deloc. Ce crezi tu că ai primit în cadou? Mașina Hot Wheels. Poate o motoretă? Da. Avion. Sau eu cred că ai primit barcă. Rachetă, avion. Melissa și-a dorit ca nu noi părinții să gătim, și să se ocupe ea de tot și să slujească întregii familii. Ce scump! Copiii gătesc și un părinte face așa cu cățelul și mama se peleagă. Ăștia da, părinte. Da, familie adevărată. Nu v-am zis, astăzi este 24 decembrie și astăzi este ziua în care stăm noi ca și familie, doar noi împreună, și abia în zilele următoare ne vedem cu bunici, cu unchi, verișori și așa mai departe. Melissa, te bucuri de Crăciunul ăsta? Da. Ți-e place până acum? Pentru mine, da. Crăciunul înseamnă altceva. Dar pentru că vă iubesc și pentru că știu că copiilor le plac foarte mult cadourile și atmosfera asta. Și pentru mine Crăciun înseamnă altceva, dar asta nu e ce înseamnă Crăciun. E un fel de o activitate care se întâmplă o dată pe an și știu că dacă toată lumea face de Crăciun, atunci face și noi, nu știu. Da. Acum, este Crăciunul, dar... ce înseamnă Crăciunul? A? Este o sărbătoare creștină, necreștină. Creștinii, toți aproape, sărbătoresc nașterea Mântuitorului, nașterea lui Iisus Hristos, și la bază, acolo adânc. Crăciunul nu este o sărbătoare creștină, a fost altceva și după aia creștinii au zis, hai să-L băgăm și noi pe Iisus în sărbătoarea asta de Crăciun. Este o sărbătoare așa cu zângănitori, cu luminițe și frumos, un prunc în iezle, dar pruncul ăla a venit ca să crească, să ne lase un exemplu de trăire, pentru că până la urmă despre asta e vorba, să trăim ca și El. Deci, fii mai bun de Crăciun. Dacă ăsta este motoul nostru, este un dezastru. Dragilor, noi trebuie să luăm pe Iisus Hristos ca model și ca mântuitor, să ne rugăm să ne ajute să fim în fiecare zi a anului mai buni. Pentru că noi, pe cont propriu, din înțelepciunea noastră și fără El ca model și ca mântuitor, n-avem nicio șansă să fim mai buni. A, vă aduceți aminte că anul trecut am fost la colindat și întrebam oamenii dacă știu ce înseamnă mântuitor? Foarte mulți oameni nu știu ce înseamnă mântuitor, înseamnă salvator. Omul nu are cum să fie bun pe cont propriu și n-are cum să devină bun niciodată, are nevoie de un salvator. De asta l-avem pe Dumnezeu însuși, Iisus Hristos, care a venit în lume, pe pământ, să crească, să ne dea o droaie de învățătură pe care să trebuiască să o urmăm din dragoste și apoi din dragoste supremă să moară pentru noi și să plătească El tot prețul pe care
trebuia să-l plătim noi pentru păcatele noastre. Cam asta este rezumatul Evangheliei. Evanghelia este un cuvânt pe care noi l-am luat și îl folosim așa, Evanghelia, dar el la bază înseamnă vestea bună. Vestea bună la o veste proastă, și anume că noi suntem vinovați înaintea lui Dumnezeu de viața pe care o avem. Vestea bună este că Mântuitorul, Salvatorul a venit în lume și el acum poate să plătească pentru noi. Ăsta este mesajul central al Bibliei. De asta noi trebuie să luăm asta în fiecare zi și Dumnezeu așa face că în momentul în care noi suntem smeriți, adică umili, este un cuvânt cu o încărcătură foarte mare, cuvântul smerit, când suntem umili, da? Și venim la Dumnezeu și zicem, Doamne, n-am cum să fiu bun niciodată, doar prin Tine pot fi numit bun eu vreodată. În momentul ăla se întâmplă ceva în noi și uite așa începem un drum prin care devenim ucenicii Lui. Da, Doamne, îți mulțumim pentru dragostea Ta pe care o vedem în fiecare zi. Hai acum să vedem ce a gătit Melissa pentru prânz. Ce gătești, iubita? Surpriză, că nici eu nu știu. E mai freestyle, să zic. E pui cu ciuperci, acolo avem cartofi. După aia o să punem ăștia în cuptor și după aia peste mozzarella. Nu știu, văd, eu am inventat acum favorita. Vedem dacă o să fie bun. Wow, ce bine arată, merg. Super. Bravo. Ce să se numește... Wow, ce bine arată. Mâncarea a la Melissa. Mamă, ce bine arată. Easy and good. Yes. Absolut super, super fain, Melissa, bravo, abia aștept să gust, să vedem ce gust are. Ce zici, iubita? Nu, dragilor, ce să vă tot chinuiți voi ca părinți, să tot faceți de mâncare. Faceți copii, exact. Sunteți tineri. Mamă, voiam să zic așa ceva eu. Ca să vă bucurați mai încolo, știi? După aia mesele se fac, adică știi că zici, mă, dar e greu cu copiii, cu nu e greu, e ușor. Voi aveți și binecuvântări de copii. Da. Wow, și cookies. Da, asta e deseptul. Sau l-am cu puțin prea mult, dar foarte bun este. Wow, super fain, Mel. Super, super fain. Am crezut că nu o să fie suficient, dar... Vai să nu le scape grijă de la... Mai e... Ok, eu cum am strâns masa și acum vreau să-l chem pe tata, pentru că e timp de cadouri. Sara, ești gata? Bun, hai să începem să despachetăm cadouri. Dacă vă întrebați de ce avem atât de multe cadouri, ei bine, pentru că fiecare facem cadou fiecăruia. Așa că 5 ori 5, 25, vezi, se adună. Important este să nu fie ceva valoros, ci să fie mai mult o chestie prin care să ne gândim unii la alții și ceea ce ne dorim. Ce excited sunt, what? Și ea. Bun, ăsta e. Deci, cadoul lui Amza, el a vrut ca noi doi să mergem la librăria creștină și să-ți ia ceva de acolo. Așa că l-am împachetat și am scris aici noi doi împreună ceva. Proverbe 25:2. Gloria lui Dumnezeu e să învăluiască lucrurile în mister și este gloria regelui să le cerceteze. Hai, desfacem. Hai, eu prima. Da. Prima. Tu de la Amza. Călătoria creștinului. Ok, asta e chiar faină, pentru că de obicei în carte sunt mai multe detalii. Wow, ce drăguț! Faină e Biblia asta. Biblia, este o Biblie, Biblia, adică pentru, Biblia pentru studiu, copii. Pentru copii. Asta. Biblia infografic. Cum adică? Adică deci sunt tot felul de grafice, sunt chestii de studii, știi? De parcă de studiu. Când erai mic. Deci da, fiz. Eu aș fi citit aia când eram mic. Poți să vezi cum era îmbrăcămintea, locuințele, limba, poporul, hărți. Ce cum a fost viața lui Iisus, ce minuni a făcut, ce știi? Da, a schimbat da. E foarte da, fain. Wow. Îți place ce ți-a luat Amza? Da, cred că vroia și el să o vadă, nu? De la Amza pentru Melissa, multe lucruri care nu ne plac sunt bune. Ăsta e mesajul. În română! Da! Mie îmi place să citesc, dar mai puțin în română. Nu știu de ce. Dar a fost ideea lui Amza să mergem să-i luăm carte în română. Mulțumesc, te iubesc. Dar frumos, zâmbetul tău îmi dă lumea peste cap. Așa e? Să știi că ești răgușit un pic. Wow, mulțumesc! Mi s-a stricat peruța de dinți și... Hai de iubitul meu! Oh. E de la tine, am zis pentru tati. Eu te pup înainte. Ia. Mă. De mers în
studio, să-ți fie calea picioarușe. Știi când, când merge studio? Nu? Zac! Ca Zac! Cu cine să încep? Cu cine vrei? Cu Amza, da. Da, cu Amza. Ce e Amza? Asta de făcut așa și e sporecite. Da. Gloanțe pentru pușcă, să știi că tot timpul dispar gloanțele. Da. Și Hot Wheels. Mamă, Hot Wheels. Pentru Melissa, asta și asta. Mai dat, frata. O bomboană. Mi-e place, de știi ce, uneori pe la 3 noaptea mă apucă? Pe 3 noaptea. Asta cred că știu. Deci eu o cană. Vreau să o cană. Let's go! Uneori, da. Uite, deci așa tare. Cum mereu ceai, parcă. Doamne, Scarlett, este o plăcere să o vezi cum dă cadouri și cum primește cadouri. Aia zice? Asta ce? Asta nu avem gen în casă, nu era a mea. Ți-a furat-o și ți-a făcut cadou? De unde le-ai furat de prin casă? Scheva de hand. Mască de buze. Din care mi-e lip balm, pare rău. Aia, cum faci foarte rău. Și cremă de mâini. Da, deci e foarte faină. Eu am la fel ca tine. Ce drăguț, care mulțumesc! Cât Crispy! Cadou pentru Crispy! Crispy! Vai, săracul de tine, Crispy! Wow! Stai să vezi! Ce drăguț! Da! Ce drăguț este! Da, acum ai prea multe! Dar e prea multe lucrurile! Am de vedea unghia ta, Melissa! Cu asta și dai aici. Da? Da. Și husă de telefon. Husă de telefon. Ce câte cadouri ne-ați făcut. Hai. Wow, uite ce fain e așa simplu. E foarte faină. Foarte faină, da. Deci e chiar super. Și ce e foarte fain e că e din banii voștri. Da. Da, stai acum eu. Știu că tu vei cola și că vrei gheață. Se topește și nu mai are gust în cola. Așa că să lua din astea. Aaaa, exact, da, deci astea le bagi în congelator și când se topesc, nu e doar fac rece. Apă, e doar rece. O lingură pentru cafea, dar nu orice fel de ringură, scrie pe ea aici, I love you, dad. Ah, ce fain. O, tata, ce iubesc. Pentru tine! Wow! Asta e bine. Asta când stăm noi pe canapea și ne uităm la un film. Deci nu mi-au venit cadourile încă pentru că au fost, no, ca de Crăciun. Eu am comandat în timp de ca de Crăciun. A fost prea full și, no, sunt vine în delay. Dar aici sunt niște poze cu ce o să primiți. Mamă, stai. Poze? Hai, încep. Am hai să vezi, vină aici, la mami. Vino să vezi ce vei primi. Hai la mami în brațe. Când o să ajungă curierul, ce o să primești de la Melissa? Wow. Mamă. Este o veioză. O veioză, să-ți pui în camera ta ca să fie așa de care băieți, aprinde motor. O lumină în formă de motor. Wow. Un motor. Să-ți faci din șuruburi, să-ți construiești tu din piese cu șuruburi cu pe băiețe. Ce zici? Mulțumesc. Place? Wow, ce tare. Ce cadouri inspirate, foarte fain. Le-am văzut pe tem, vreau să-mi iau, dar am zis că sunt prea scumpe. Ce fain! Wow, ce fain! Ce fain! Sunt prins cu gigi, îți faci un set de cleme. Sunt transparente? Da, sunt transparente și ce auriu, așa. Deci, efectiv, genul ăsta am nevoie de fiecare dată când mă demachez și când mă spăl seara, am cade părul. Și i-am tot spus lumea și a zis, Melissa are tot felul de accesorii, ți le pui așa de jur împrejur la păr ca să nu-ți mai cadă. Ce fain. Chiar îmi doream așa ceva. Ce drăguț, oglinda! Să-ți pui acolo. Am văzut-o pe șeni. Ce drăguț. Wow! Wow! Foarte fain! O gentuță de cablu și de accesorii. Foarte faină! Vezi ce mulțumesc. Smart! Ce smart! Mulțumesc! Chiar e smart! Wow! Ce pluș! Ce pluș drăguț! Eu am primit, nu știu de la cine e, dar sunt chiar curios de la cine e. Scrie Paul, pentru că meriți. Ia. Paul, cine l-ai făcut? Cine s-a gândit la mine? Ia.
Ia. What? O tastatură! Păi, iubesc. Cu plăcere! Cine? Spandearul da, trebuie da? Să da. Cine s-a dat? De ziua mea! Cine? Cu plăcere! Da. Cine s-a gândit la mine? Ce trebuie să spui? Da. Acest cadou mi l-am cumpărat singur. Și l-a scris. Mi l-am împachetat singur, mi-am scris numele singur și am și scris de ce, pentru că merit. Adevărul e că aveai o tastatură foarte... Da, aveam o tastatură foarte... Și ăsta este cadoul meu pentru tine, iubit. Da? Da. Da, și ăla e. Mulțumesc. Hai. Wow, ia, de la ce? Sara... Pentru Paul, de la Sara... Ceva ce este la secțiunea nu e momentul. Mereu când ar trebui să cumpărăm da. Chestia asta, gen, bă, dar nu-i moment. Nu-i momentul, da. Nu-i momentul, știi? Ia să văd ce am primit. Și a venit momentul. Ia, ce am primit. Wow! Am primit o tastatură. Iubi, cum să-ți faci? Unul din noi trebuie să o ducă înapoi. Păi știu! Nu! Cum să-ți faci singur cadou tastatură? Deci, auzi, chiar am luat tu ai luat una mai Magic bună. Keyboard with Touch ID. Ultima. Da. Tu ai luat-o pe aia știu, mai da. Eu am fost mai modest pentru am mine. Dar de-aia am zis mai... să nu-ți arunci, că să alegi pe care auzi. O să o ducem înapoi. Pe asta. Ce? Mă mulțumesc cu aia mai mică. Dar e ok, tata. Nu, diferența de preț este că asta are... Tata, plătesc, tata, nu mă dau, ai dat 200 tata, de lei în plus tata. Ca să am tasta ăla, să pot să deschid așa. Păi, asta e suficient. Wow, iubi, da. Chiar te-ai gândit la mine. Mi-am gândit la tine, da. Chiar. Nu mi-a venit să cred. Deci când am împachetat cadourile și când am văzut acolo că tu ți-ai ai pus aia și pe aia când am văzut, mi-am împachetat-o meu și am măsurat-o și am stat așa că... E la fel. Ai scris acolo da. Pentru Paul, pentru că meriți. Da. Și zis, mamă, Paul și-a făcut cadou singur. Și arată fix la fel ca și cadou pe care l-am făcut. Deci n-are cum. N-am mai putut de curioasă, l-am desfăcut. Ei, na. Păi l-am desfăcut și l-am pachetat la fel cu scrisul tău, cu tot, tot, tot. Ce stalker. Ok, atunci îl pun în altă cutie ca să nu te prind. Atât am râs. Specială și diferită. Cuvinte care te caracterizează. Make Bob alone, știi? Eu am vrut să iau, deci eu am vrut să-i cumpăr o Scarlet, dar n-am avut buget. Promit, am vrut. What? Da. Scarlet e atât de fană Coreea, încât și-a downloadat... și-a descărcat pe telefon aplicație să învețe limba. Astea sunt niște alge pe care le-a descoperit ea când am mers noi în Norvegia odată. Astea sunt niște chipsuri coreene, astea sunt niște, nu știu ce sunt, niște bomboane. Și ăsta este un boba kit, adică poți să-ți faci da. Boba tu singur acasă. Și atent, Amza, scrie Amza, mâinile tale să construiască, nu să distrugă. Da? Caterul, te rog. Păi, din același material, yeah. Am fost noi odată în Carrefour și am zis, tati, care îți place cel mai bun din toate jucăriile astea? Ăsta era avionul care îi plăcea cel mai mult. O să trebuiască să meșterească cu șurubelnița, cu cheia, să-l construiască. Scarlet. Super. Scarlet. De la mami și tati. Ce cute. Glume. Ce-i asta? Uitați, drăguții, să scriu. Da. Eu așa fac planurile. Și planul da. Să-ți faci. Da. Da. E o tablă cu marcă. Sara. Eu te văd și mai frumoasă. Da, mai. O oglindă. Are și lumină. Are bai. Deci dacă vrei poți să o iei cu tine în bagaj. Da, o iei numai atât, da. Știi? A, da? Da, i-am luat Sarei o oglindă. Mulțumesc. Pentru că tot timpul na, își dorea tot la hotel, timpul știi? Spuneam când eram la hotel, ce fain că vezi toate, știi? Wow. Și acum mie îmi dai după aia, am zis după aia mea. Zi, citește tare. Ce bagi în urechi, îți va ieși din inimă. Iau ce mesaj are Melissa. Ce bagi în urechi, îți va ieși din inimă. Caterul. Wow. Doamne. Mulțumesc. Așa mult. Mă gândesc că e crispy. Am văzut că sunt toate da. Ce faină e! Foarte faină! Deci ăla, aia e pentru croșetat? Și asta vei avea Magic cu Briana. Și Briana are?
Ce fai! Sara, pentru că meriți! Vai! Oare cine i l-a luat? Wow! Cred că de la anul o să începe pentru că meriți. Scarlett, atleții au nevoie de hidratare. Lip gloss in it. Păi eu mi-am spania, mama. Da, explică ce e, Scarlett. Asta, nu știu cum să explic, n-am cuvinte. Asta este o sticlă de apă specială. Se bagă apă și se bagă niște chestii. Tu bei apă normală, doar că este un pot pe care poți să-l și deschizi și să închizi, să, nu, depinde dacă vrei să aibă gust sau nu. Și chestia, pentru că știți că, de exemplu, când vrei să mănânci ceva ce ți-e rău, ce nu are gust bun, îți pui mâna la nas, că nasul contribuie foarte mult la gust, creier, la gust. Și acolo ăla are miros de când bei, simți de parcă avea și gust și asta te motivează să bei mai mult apă. Dar practic nu se schimbă gustul, nu, adică gustul deloc, da. Nu există zahăr, nu există nimic. Mamă, și cât de multe flavors ai, Scarlett. Wow, star. Se numește Air Wrap. Mmm, ce intens e. Yes. Deci pui el așa, da? Nu zic că... E fake, frate! Deci cum? Da, da, poate. Ai impresia că beau? Da, eu, deci eu simt că beau cu lămâie, da. simt lămâia. E foarte fain că te motivează să bei apă și tu practic nu și ai multe bei doar apă, atât. Practic ți se schimbă doar gustul în creier. Ziceam la început că ideea nu e să ne luăm cadouri valoroase, dar anul ăsta am cam trecut peste regula asta și altcineva a dat startul și ne-a făcut un cadou super valoros. Ăsta e cadou pentru toată familia noastră. Mamă, deci dacă cutia arată atât de frumoasă și de finisată, îmi imaginez cum arată înăuntru. Da. Wow, deci chiar e frumoasă. Mamă, dar ce cutie, guys. Wow! Wow! Wow, ce bine miroase! What? Deci ăsta este un cadou de la prietenul nostru, Gelu. Un tâmplar de excepție din Cluj. Gelu, îți mulțumim foarte mult. Nu știu dacă voi v-ați prins ce este înăuntru. Că ați văzut doar chestia asta aici. Eu știu doar ce mi-am dorit. Tu știi ce ți-ai dorit? Ce, zice? Și nu vine să cred, în primul rând nu vine să cred cât de perfect e făcută. Zici că e mobilă din aia. Tu ce crezi că e, Scarlett? O masă, nu știu ce ți-ai dorit. Mamă, deci nici n-ai idee ce e asta. Ce crezi că e? Nu știu, un dulap. Arată dulap. Am cumpărat în casă, doar asta vă zic, ceva provizoriu, că am zis că cândva o să am exact ceea ce îmi doresc. Ce? Ce-a cumpărat, mama? Ce faie! Ia uite ce design frumos! Mamă, ce frumos! Uite, Wood Work Studio! Aici e vorba și de lemn. Dai? Nu poți să crezi că frumos e stai gunoi! Wow! Mamă, mamă! Pentru un gunoi. Deci ce am visat eu cel mai tare a fost să am un gunoi de genul în care un coș de gunoi. Un coș de gunoi în care pot să fac să gătesc, să așa. De și numai să deschid și să arunc tot. Ce zici? What carry wow. Știi cum? Noi nu avem o insulă în casă unde să ne putem pune toți împreună și să lucrăm în bucătărie. Așa că avem insula aia mobilă. Avem acum insula asta de coș de gunoi și avem restul bucătăriei. Și cumva piesele sunt complete, deci pentru ce avem superb. Nevoie. E efectiv superb. Este superb. E superb? E prea frumos, parcă îmi vine să pun haine acolo să pun ceva. Nu vine să-l fac gunoi. Mamă, când o să vadă bunica. Wow, mulțumesc, Gelu, mulțumesc. Deci e super fain, foarte calitativ. Da. Mama, se iartă, iubi. Păi iartă. Artă. Cel mai frumos gunoi pe care l-am văzut vreodată. Asta e și după ce îl terminăm de folosit, venim cu el aici. Da? Ba, 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 ba. Asta e. Are frâne puse, da? Și când avem nevoie, pac. Doar l-am scos aici. Mamă, dar este efectiv o piesă de artă. Da. Asta nici nu o să-mi vină să o ascund prea tare, zic sincer. No, bun, știi momentul ăla când ești părinte și plănuiești ceva de mult timp să cumperi, dar aștepți până vine Crăciunul ca să-l faci cadou și să împuști tot iepuri deodată. Acum e momentul ăla, adulții știu ce spunem.
Astea sunt cadourile pentru toți copiii din familia Mate. Wow! Niște coș! Este un pian electric. Acum, întrebarea e de ce am cumpărat un pian electric când avem deja un pian? Problema cu pianul nostru este că e vechi și dezacordat și dacă ar fi dezacordat cu un semiton mai jos, ai zice, dar e undeva între tonuri și nu se poate acorda. Se acordează, dacă când îl acordezi, se dezacordează în altă parte, e complicat. Și copiii nu pot cânta după, dacă își pun o piesă de YouTube, să facă sing-along, cum ar fi venit, știi, să poată să cânte, așa că și ne-am treaba e să... că Melissa are lecții oricum de pian și îi place foarte tare și Scarlett la fel și Melissa și Scarlett vreau să învețe la pian și mi se pare un instrument foarte important încât să știm care fac pian. Este în spate, acolo la sobă. Hai cu mine. Sunt multe chei aici. Am să aduc cheia de la mașina. Bravo, nu am crezut că o să găsești. Indicio, Amza, ce frumos ai pictat un astronaut și cu nava lui spațială. Unde? 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 Bravo, uite, vezi, deci e steaua, da? Mereu e steaua. Ok, ok, ești foarte bună asta. Amza, de data asta ai voie să te urci cu picioarele pe masă, să uzi florile. Bravo! Deci mereu e steaua asta, vezi? Trusa lui mama din baie. Ești foarte bună asta, te iubesc. Indiciu, unde am făcut cookies? Este peste 120 de grade. Ține-o tot așa. Aici este minus 15 grade frig. Ne, nu acolo, Amza. Ai dreptate, mai frig ca acolo. Și mai frig. Bravo. Indiciu 8. Unde doarme Crispy? Ia du-te și ia du-te. Acolo? Hai, hai. Sunt un săpun tare, verde, miros bine în formă de brad la Melissa și Scar și Scanbai. Indiciu 10. Unde ne dăm peste cap? Și, oh nu, vine mama, Amza, ascunde-te. Acolo în dormitor l-ați dus? Acolo unde ne-am ascuns de multe ori și se naște deasupra bucătăriei. Doamne, ne speriat Amza. Amza, pune scările, te rog. Te iubesc. Ușor, ușor, nu pe margine, Amza, nu pe margine. Amza, hai. Amza, hai. Amza, extrem de mult. Căștile. Te iubesc. Wow. Dar voi auziți ceva? N-auzim, că ai tu căștile. Ai, 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 iubit, bravo! Bravo! Eu le-am reglat așa micuțe pentru el, dar se pare că îi trebuie mai jos. Da, a primit un set de tobe faine, le-am găsit pe OLX la un preț super bun, dar sunt ca noi. Spune-mi puțin ce crezi despre cadoul ăsta. Te gândeai la el? Da. Te gândeai sau ți-l doreai? Mi-l doream. Ai crezut că ți-l luam? Nu am crezut, dar chiar m-am... Nu, nu, deloc. Îți place? Ce tare e. Deci astea sunt toate ritmurile. Așa, și kick. Gata. Cu tobele am prins gustul. Ai prins gustul? La muzică. Ai prins gustul la muzică? Da. Hai. Testăm acum coșul nostru de gunoi cu dublă întrebuințare. Wow, ce frumos arată.
Cum e, Scarlett, că tu-l testezi? Foarte fain. Da? Da, și deci, pentru mine e o măsură complet perfectă, pentru că... Uh-huh. Dragilor, vreau să zic că sunt cea mai fericită de acest gunoi, pe care nici nu pot să-l numesc gunoi. N-am cum să-l numesc gunoi, este o piesă de mobilier. Mi se pare cea mai tare achiziție. Deci este cel mai practic, cel mai frumos. Orice om trebuie să aibă așa ceva în casă. Deci zic, serios, foarte, foarte încântată de el. Acest material este unul foarte, foarte special. Zebrano îi zice. Da, eu nu cunosc, n-am auzit în viața mea de materialul ăsta. Este... sincer, adică eu vreau să-l folosesc pe post de tocător, dar parcă mi-e prea mile, e prea fain, e prea bun. Hop! Așa, ai prins ăsta? Așa, l-ai prins și vrei să-l scoți? Da. Ai plecat, l-ai scos. Da, ai scos. Poți să-l speli bine după aia, știi? E wow! Wow. Melissa face niște bruschete, ne punem la un film și gata, nu vă mai luăm cu noi, că de aici vrem să fim noi, să povestim, să... Așa, am povestit și până acum, dar copiii au zis, gata, închidem camerele, așa că le închidem. Nici nu știu ce să mai zic. A fost superb. Nu știu, Amza, tu ai ceva de zis de încheiere? Nu. Nu? Atât? Adică acesta a fost vlogul de azi. Și ne vedem la anul. Ne vedem la anul. Pa, pa.